Politician, o țară lovită de război politic. România stă pe un butoi de pulbere. Nici nu mai știi care, cu care se bate în România, ce tabere se confruntă. Acum PSD-ul este practic în război civil. Iohannis este în război cu Dragnea. Iohannis este în război cu grupările, ați văzut, de la Ministerul de Finanțe, care i-a tăiat bugetul de la administrația prezidențială. Astăzi președintele a făcut o demonstrație de, forță, a respins rectificarea bugetară. Teodorovici a declarat acum câteva minute, ministrul de finanțe, că luna septembrie rămâne neacoperită. Cu alte cuvinte, nu vor avea bani de pensii și salarii în cazul faptului că rectificarea bugetară nu va fi aprobată și n-a fost aprobată astăzi în CSAT. Un război groaznic. Astăzi, șeful SRI, Eduard Helvig, a decapitat toate conducerile județene ale serviciului. Gabriela Firea își continuă seria dezvăluirilor despre represiunea din 10 august. Declarații extrem de interesante. Firea nu numai că a confirmat și a susține în continuare ce spune de două zile, a dat astăzi elemente în plus despre faptul că la vârful guvernării, la vârful PSD, se face poliție politică. Că sunt folosite anumite servicii de informații de la Ministerul de Interne, nu știm care însă, că sunt vreo 3-4 pe acolo, sunt folosite pentru a fi urmăriți adversarii lui Liviu Dragnea. SMS-uri, filări, chestiuni de genul ăsta, da? Practic, România este în război și taberele sunt determinate să se anihileze reciproc. Invitați importanți în această seară, o să-l vedem pe președintele Iohannis, o să vedem pe Gabriela Firea, o să-l vedeți și pe fostul director al SRI, George Maior, audiat astăzi la Comisia de Control SRI. A făcut și el niște dezvăluiri bombă, da? A vorbit despre faptul că el trebuia să fie premierul României. Ce surpriză! Să vedeți în ce context trebuia să fie George Maior premierul României și cum nu a ajuns, de fapt, premierul României. Invitații mei, Daniel Constantin, președinte pro-România, fondator, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Avocatul Sebastian Bodu, ni se va alătura și Răzvan Pișcă, parlamentar al Partidului Național Liberal. Haideți să-l vedem pe președintele României în demonstrația lui de forță, evident, la adresa lui Liviu Dragnea. Am luat decizia să suspend ședința CSAT. Le-am spus sigur membrilor guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare bugetară care elimină aceste tăieri inexplicabile. Guvernul nu a venit cu niciun fel de explicație pentru aceste tăieri. Pe de altă parte, directorii serviciilor și instituțiilor ne-au prezentat situația din punctul lor de vedere, arătând foarte clar că în aceste condiții de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest guvern, în prima parte a anului 2018. Predicatul pe care cei de la PSD îl vor folosi în aceste zile va fi următorul. Iohannis, practic, a blocat bugetul țării, nu mai putem plăti pensiile și salariile, pe care de consecință poate ne gândim, domnule Tomac, să-l suspendăm pe Iohannis. E prea departe să se meargă pe acest argument doar pentru că nu se dă un aviz. Că acolo sunt două lucruri importante. Fie CSAT-ul este de acord cu această rectificare bugetară pentru instituțiile respective, fie dă un aviz negativ. Deci nu trebuie să aprobe. Dar rectificarea se face și cu avizul negativ. Se face și cu avizul negativ, bineînțeles. Și atunci, ce a făcut președintele Iohannis astăzi, de fapt? Păi a suspendat ședința și a trimis să se gândească la o formulă care să-i convină din punct de vedere al bugetului pe care și-l doresc instituțiile de forță. Pe de o parte. Pe de altă parte... Stați puțin, că a spus un lucru important. Care e instituția de forță? Adică e o poveste personală? E vorba de bugetul administrației prezidențiale? Nu, că nu discutăm doar de bugetul administrației. Da, SRI, SIE, ăștia, da? SPP-ul și celelalte instituții. Asta care este miza? Sunt în CSAT. Nu, miza, a invocat...
exact sunt faptul... banii serviciilor de informații? Asta ne spuneți? Poate fi un motiv, pentru că președintele, până la urmă, lucrează cu aceste instituții și în acest război politic, bineînțeles că încearcă să-și mențină. Ăsta este un război, domnule Daniel Constantin, război în care oamenii ăștia folosesc instituțiile statului? Da, avizul în CSAT se dă pentru aceste instituții, să știți, de asta se întrunește CSAT-ul exact pentru subiectul acesta. Acum, noi asistăm, din păcate, și cetățenii asistă, pentru că multe lucruri nu se înțeleg. Vedeți, nu se cunosc în medii politice anumite avize, cum se dau, ce se întâmplă. Cetățenii nu înțeleg și ei văd un singur lucru. Nu prea mai avem carne de porc, dar ni se servește în continuare pâinea și circul. Cam asta este mult imaginea de ansamblu. Pâine mai puțină. Cum vreți dumneavoastră, fiecare dozează în funcție de cum are percepția. Dar ce se întâmplă dincolo de asta? Eu nu înțeleg, îl cunosc pe Eugen Teodorović, am lucrat împreună, știu că e un specialist. N-am înțeles și asta mă îngrijorează. Afirmația pe care a făcut-o și ați prezentat dumneavoastră la începutul emisiunii. Luna septembrie este rămâne neacoperită. Ce înseamnă asta? Extrem de grav. Am construit bugete 5 ani. 4 ani la Ministerul Agriculturii, 1 an la Ministerul Mediului. Când făceam bugetul, sigur că aveam bani pentru 6 luni pentru anumite investiții, dar pe zona de salarii niciodată nu aveam bani pentru mai puțin de 10 sau 11 luni în cazul în care erau probleme. La rectificare se venea, se completa. De asta nu pot să înțeleg de ce. Înseamnă că au crescut cheltuielile foarte mult, că s-au mutat bani din zona aceasta și atunci am rămas în zona de pensii și salarii fără resurse. Deci e o chestiune care trebuie analizată. Deci, fie Teodorović a vrut să impresioneze. De unde? Nu știu exact ce s-a întâmplat, mai de asta mă îngrijorez. Teodorović este un expert, dar este și un om politic. Fie a avut o abordare politică și a vrut să impresioneze, a vrut să spună, uite ce rău e președintele, că nu o să mai aveți bani de pensii și salarii, fie, într-adevăr, situația este dramatică și lucrurile au mers într-o altă direcție și am rămas fără resurse. Domnul Sebastian Bodu, fost președinte ANAF, să-l auzim pe Eugen Teodorović. Exact când accentuează chestiunea faptului că luna septembrie rămâne neacoperită. Ce-o fi însemnând asta? Guvernul are obligația de a cere și nu de a aștepta un aviz al CSAT-ului. Asta este ceea ce legea prevede în mod foarte clar. De asemenea, și am văzut cu toții și noi în ședința de CSAT și după aceea în intervenția domnului președinte, faptul că s-a suspendat ședința CSAT-ului. Acest lucru nu este prevăzut de niciun fel de prevedere legală. Practic, suspendarea nu are temei legal. Cred că este obligatoriu de bun și de bun simț să cerem desecretizarea stenogramei întâlnirii CSAT. Da, pentru adevărul, dacă am citat din adevărul.ro, luna septembrie rămâne neacoperită, sunt declarațiile în continuare a ceea ce ați văzut. Domnule Bodu. Da, am să încerc să fac niște... Ce înseamnă luna septembrie neacoperită? Nu, am să încerc să vorbesc pur tehnic, strict tehnic. Nu foarte tehnic. Nu, în sensul că nu voi face considerații politice, în sensul ăsta. N-am niciun sens. Rectificarea bugetară intervine în două situații, alternative sau cumulative. Fie nu sunt bani sau sunt prea mulți bani, adică rectificare pozitivă sau negativă, s-a colectat mai puțin sau s-a colectat mai mult. De obicei ne colectam de vreo 2 ani, colectăm foarte puțin. E la minim istoric gradul de colectare ca procent din PIB. Fie se mută bani între ordonatorii de credite. Ori ambele situații împreună. Nu s-a întâmplat oarecum și acum? Cum vă spuneam, știu că se colectează puțin și atunci este posibil ca unul dintre motive, dar nu singurul, să fie faptul că reducem de la toți, mai mult sau mai puțin. Asta stabilește ministerul, propune Ministerul de Finanțe și stabilește guvernul. Sau a doua variantă, cumulativă, prima probabil, este când vor să mute mai mulți bani dintr-o parte în alta, de la un minister la altul, pentru că așa a decis guvernul la propunerea Ministerului de Finanțe că un anumit ordonator de credite... De ce colectează mai puțin? Pentru că crește economia, parcă suntem tigru asiatic. Economia crește, dar vedeți că colectarea nu ține pasul. Și unde sunt banii? Vorba actorului. Baza de impozitare este mai mică decât economia. Deci faptul că economia crește, evident, crește și colectarea, dar în sume absolute. În procent din PIB... Spectatorii nu pot înțelege chestiile astea. Deci noi creștem, da? Păi dacă creștem, înseamnă că avem mai mulți bani. Da, înțeles. Dacă îmi permiteți, eu l-aș întreba pe domnul Bodu. Este posibil ca după 8 luni de zile să rămâi
în buget fără bani de salarii? Nu, nu e imposibil asta. Asta spun, de asta mă îngrijorează de declarația domnului. Deci ratificările sunt pe... N-au făcut Cuțălescu investiția, au lăsat domnul altul care poate... Eu dau domnului Bodu. Da, să facă el investiția. Nu e au intrat într-un joc politic ăștia ieftin. Ăștia de la PSD ar fi în stare să nu plătească pensii și să aici și să dea vina pe Iohannis? Nu, păi da, dacă ne uităm care este bugetul pe pensii raportat la bugetul administrației prezidențiale, o diferență de la 1 la 1000. Dar nu le comparăm, deci, domnul Tomac, pentru că sunt bugete diferite. Absolut. Ăla e bugetul asigurat social, este bugetul de stat. Ideea pe care vor să o introducă, să lase această impresie, că din cauza bugetului administrației prezidențiale, oamenii nu vor avea bani de salarii și pensii. Asta este o ticăloșie, pur și PNL. Deci Teodorovici spune că luna septembrie rămâne neacoperită pentru că Iohannis n-a semnat rectificarea de buget. Asta este o manipulare de comunicare făcută de vreo săptămână încoace. Iar eu salut treaba asta de la prânz și-au dat seama ce prostie fac. Pentru că, pe de o parte, își dau seama că nu fac decât să argumenteze discursul președintelui din aprilie, când avertiza că pe actualul buget, așa cum a fost votat, există riscul să nu se mai poată plăti salarii și pensii. Și și-au dat seama că dacă vii și spun treaba asta, înseamnă că președintele a avut dreptate. Și de la prânz încoace, și vin acum de la altă emisiune, unde a intrat doamna ministru Vasilescu pe telefon, și ne-a explicat că de fapt nu e adevărat, nu e vorba de salarii, nu e vorba de pensii, ar fi vorba acum, așa o dau la momentul ăsta, tot ca manipulare, că ar fi vorba de pensiile recalculate pe grupa 2 de muncă, cele în virtutea legii din iunie. Când am întrebat-o pe doamna ministru în direct, câte dosare de pensii s-au recalculat până acum, ca să știm care e impactul, n-a știut să ne spune, după părerea mea nu cred că este niciunul, sau dacă sunt câteva zeci de dosare, și am întrebat-o și care este impactul și de când trebuie plătite. Și mi-a spus foarte clar că de la 1 octombrie. Doamna ministru a spus-o la televizor. Deci nu e vorba despre salarii sau despre pensii. Pe de altă parte, aceste două sau trei săptămâni, nu știu câte cerăgaze a dat președintele între când s-a cerut convocarea CSAT-ului și când s-a convocat, a fost chiar de bun augur. Adică am văzut chiar pe cei din guvern, dându-și seama că au greșit în cele 5 sau 6 bugete care țin de competența de avizare a CSAT-ului. Eu cred că pe mai mult. Eu sunt convins că dacă se mai chinuie un pic, vor reuși să înțeleagă, pentru că ei acum încearcă să spună că la servicii e vorba de salarii și de pensii. Ei înțeleg că în servicii se întâmplă salarii și pensii. Se întâmplă lucruri extrem de interesante. Vedeți imagini. Liviu Dragnea intră în clădirea Guvernului României acum mai puțin de o oră și ceva. Dragnea s-a dus la guvern și pe surse, după prezența lui Dragnea în clădirea guvernului, da, s-a operat o schimbare în guvern esențială. S-a schimbat șeful Secretariatului General al Guvernului și a fost numit domnul Eugen Nicolicea. Serios. Deputat, nu serios, foarte serios, domnule Prișcă. Era să vă cadă la valiera, da? Deci... Pe surse a fost publicată informația, Nicolicea nu comentează, nici infirmă, nici confirmă informația. Nicolicea este, începând din această seară, spre noapte, noul șef al Secretariatului General al Guvernului, cu rang de ministru. Stați să vă zic de ce era să încadă la valiera. Pe lângă că e a patra sau a cincea funcție în paralel pentru domnul Nicolicea. Domnul Nicolicea este președintele a două comisii în Camera Deputaților, vicepreședintele Camerei Deputaților și secretar general al Guvernului în paralel. Deci o problemă. Pe lângă asta... Da, dânsul trebuie să opteze conform legii, nu cred că poate să lângă, ocupe și funcția de deputat. Nu, stați puțin că e mai complexă, pentru că informația nu e nouă. Acum, pe surse, practic se confirmă un scenariu pe care îl știm de câteva zile. Și anume că, pentru a da acea ordonanță amnistiei și grațierii, domnul Eugen Nicolicea urma să fie numit șef la SGG. Are o perioadă de 30 de zile în care poate opta, la fel ca și cum s-a întâmplat în situația lui Grindeanu atunci. Timp în care el este și vicepreședintele Camerei Deputaților și SGG. Poate semna documente. Acum să vedem ce se întâmplă mâine în ședința de guvern, pentru că pe planul, care văd că se confirmă în seara asta, trebuiau să modifice legea prin care se avizează proiectele normative în guvern și să nu mai treacă pe la toate ministerele, să fie un fel de comisie făcută sub antisemitul ăsta, domnul Voicov, pe care să o coordoneze dânsul,
care să avizeze orice fel de proiect de ordonanță de urgență. Deci nu Ministerul Justiției, nu Ministerul de Interne, nu alte ministere. Dar le face Nicolicea la el în birou, punct. El avizează pe și toate. Și ce pregătesc acolo în birou? Și mai apoi Nicolicea. Să vină această amnistie și grațiere. Deci, practic, informațiile de pe surse de săptămâna trecută se confirmă în seara asta. Mi se pare foarte, foarte, foarte periculos și cred că trebuie să stăm cu foarte mare atenție pe guvern, mai ales pe ziua de mâine ședință de guvern. Păi și ce veți putea face dumneavoastră cei din opoziție? Nicolicea face ce trebuie să facă. După ce apare ordonanța, ce se mai poate mi-a mai face? Mi-a mai atras atenția, o secundă, îmi cer scuze, că din mașina în care a coborât domnul Dragnea, a mai coborât și juristul Națiunii, domnul Iordache. Evident. Erau venit împreună. Nu poate lipsi Iordache din orice conspirație de asta de nocturnă. Nu, ce putem noi face? Pentru că nu putem merge la monitor oficial să tragem acolo din priză aparatele să nu publice. Dacă îl vor pe domnul Nicolicea, îl vor pune pe domnul Nicolicea. Eu nu mă duc pe zona asta cu amnistie neapărat. Eu cred că într-adevăr l-au luat pe Nicolicea pentru că e un om care a acumulat experiență pe zona aceasta de avize și cred că acolo sunt și alte lucruri la care trebuie să fim atenți, cum ar fi fondul suveran. Cred că acolo lucrurile sunt ceva mai complexe. La amnistie și grațiere sunt câteva avize. Dacă ne uităm la fondul suveran, acolo cam toate ministerele și toate instituțiile trebuie să avizeze. Și atunci mai degrabă, dacă vor merge... Pe de altă parte e trist că, uitați, un PSD mare, un alt de mai micuț acolo, dom'le, nu găsesc un om care să totuși să se uite către viitor. Ne întoarcem întotdeauna cu astfel de oameni către trecut. Dacă astfel de oameni reprezintă speranța românilor de a trăi mai bine, lăsați-mă să cred că facem mulți, mulți pași înapoi pe zona de administrație. Nu mă refer din punct de vedere politic. Nu există decât o singură explicație și intuim cu toții, și asta este adevărul, domnul Dragnea are o singură agendă, cum să se salveze. De 2 ani de zile pe linia asta duce guvernul și PSD-ul spre prăpastie. Nu au alt program de guvernare. Rocada asta cu Iordache la Comisia Specială de la Ministerul Justiției, cu Nicolicea care a stat glonț lângă Iordache în Parlament până acum, plecat la guvern, este un semnal cât se poate de clar că va urma o mercure, marțe, joie, neagră, în care toate se vor pregăti și se va întâmpla ceva. De asta cred, și o spun cu toată responsabilitatea, pentru a-i opri, trebuie depusă o moțiune de cenzură. Apocalipsa pestei porcine, minciunile pe care le spun zi de zi legat de 10 august, sunt lucruri evidente că oamenii ăștia au pierdut contactul minciuni cu realitatea. Sau adevăruri, depinde că Gabriela Firea începe să spună adevăruri, spun unii. Nu, mă refer la guvern. Doamna da. Firea nu este în guvern, dar ministrul Dan ne tot spunea că prefectul a semnat ordinul la ora 8. Maiorul de la jandarmerie că prefectul a semnat la ora 23. Deci practic este o concurență. Prefectul... Dacă nu depuneți moțiunea de cenzură repede să cadă guvernul ăsta, ăștia vor da ordonanța. Ca sau multe alte ordonanțe. În 30 de zile Nicolicea este gospodar, Nicolicea. În 30 de zile face multe. Este nevoie să transmitem un semnal. Asta poate face opoziția. Să-i oblige pe cei din guvern să vină în Parlament și să treacă acest test. Pentru că sunt convins că în PSD sunt mulți oameni îngrijorați de situația în care nu au curaj să vorbească. Ar fi de acord PSD-iștii să-și dea jos guvernul, să plece de la guvernare, domnule Tomac? Nu, să scape de Dragnea. Dar nu acum, nu încă. Eu sunt convins de guvernul. Cine pleacă? Pleacă câinile de la măcelărie, dragi invitați? Nu au problemă de plecat. Problema e că îi unește acest obiectiv. Că e amnistie, grațiere, cod penal, cum s-a chema? Albirea, restartarea, dacă vreți. Și să până știți la că, apropo obiectiv, de operațiunea Ariel, sunt și niște băieți de la PNL evident, care au nevoie de această operațiune Ariel. Stați, e vorba de toată clasa politică, până la urmă. Și atunci, ce moțiune de cenzură? Dar știți care e diferența? Acei oameni de la PNL nu sunt în Parlament. Asta e singura diferență. PNL-ul nu i-a mai pus pe listă. Da, eu nu știu să fie niciun coleg de-al nostru urmărit penal. Dacă îmi permiteți, eu cred că opoziția, tocmai de asta poate că demersurile din trecut și poate nici acesta, nu sunt privite foarte serios. Dacă noi spunem cetățenilor, oameni de la PNL, PMP, Pro-România, dom'le, noi schimbăm pe oamenii ăștia doar că vor să dea grațierea. Nu, noi trebuie să le spunem, dom'le, România, din punct de vedere economic, ce interesează pe oameni? Pentru că amnistia și grațierea
vizează o mână de oameni, nu foarte mulți. Mă refer și la cei care sunt în culpă, dar și care, cei care sunt interesați. Pe oamenii interesează să vadă la noi altceva. De asta eu cred, cu tot respectul pentru dumneavoastră, pentru toate partidele, că demersul, cum a pornit el zilele trecute, este total greșit. În loc să venim să prezentăm o alternativă, dom'le, nu se mai poate, preluăm președinția Consiliului Europene. O să mai avem peste 14 ani. Riscăm să ne facem de râs cu acești oameni. 2. Facem rectificare absolut necesară. Trebuie să o facem, dar nu din motivele spuse de domnul Teodorovici. Pentru că avem bani, nevoie de bani pentru pesta porcină și mai departe. Pentru că, uitați, de asta e nevoie să schimbăm guvernul. Nu avem bani la zona de investiții. Nu o să vedem. Domnul Dragnea a prezentat foarte multe proiecte frumoase, dar toate nu se fac cu bani de la guvern. Nu știu dacă ați observat. Parteneriate publice-private. Noi punem terenul să vină un investitor cu banii. Da, sigur, sigur. Cam asta spune. Deci de la bugetul de stat nu se prezintă nimic. De asta și închei foarte rapid. Eu cred că această moțiune de cenzură sau plecarea guvernului sunt chestiuni absolut necesare. Dar dacă noi nu prezentăm ce punem în loc și să venim să discutăm, domne, nu numai program economic, ci și o echipă credibilă și spunem PNL-ul vrea pe Orban, domnul Tomac spune poate eu sau nu mai știu cine din... Eu asta spun, haideți să nu vorbim, haideți să venim cu o echipă credibilă și după aia o să fim credibili și o să avem și oameni din PSD de bună credință care se vor sătura așa cum s-a săturat și doamna Gabriela Firea și vor vota, dar numai în acel domnul moment. Domnul președinte, fiți de acord că dacă Dragnea nu mai are guvern, pleacă? Categoric, e singura soluție. Noi ce avem de făcut în momentul de față decât să acționăm? Pentru că au fost gazați oameni nevinovați care au ieșit să voteze împotriva guvernului. Dumneavoastră ați fost ani de zile ministrul agriculturii. Știți ce se întâmplă la ora actuală în țară. Ferbe societatea. Sunt oameni care rămân fără un bun pe care visau să-l sacrifice de Crăciun. E un haos total în toată societatea. Deci acest guvern a trecut toate limitele și cred că este un moment în care trebuie să gândim lucid dacă depunem toți un efort. Dar nu mai bine să vă adresați cuiva de la PSD, că nu, că nu Constantin. Nu, discutam nicio negociere. Noi n-am făcut nicio negociere și am zis, domnule, noi votăm orice moțiune de cenzură, dar dacă nu suntem credibili și nu spunem, domnule, ce vrem să facem și oameni și program, nu o să putem să reușim. Eu asta vreau să spun. Eu cred că dacă scăpăm de Dragnea, ca politician, credeți că moțiunea trece? Eu cred că există șanse, dacă ne mobilizăm cu toții, să obținem dacă o victorie la ora actuală. Credeți că va trece peste două luni? Nu știu, dar eu zic, mă rog, cu mintea mea așa de fost politician. Da. Deci face o moțiune, nu este în niciun caz o apărare pentru PSD. Face o moțiune de cenzură când știi că trece. Dacă nu trece, mai bine o lași baltă pentru că demoralizezi populația. Da, domnul situația este în felul următor. La ora actuală, PSD-ul este în degringoladă. Un moment mai potrivit pentru a-i chema la testul de încredere în fața Parlamentului pe cei de la guvern, nu cred că va mai exista. Vor face remanieri, vor împărți din nou banii. Nu-i mai bine întâi să vă asigurați că aveți voturi necesare prin discuții. Uite, vă dau un exemplu. Eu când am fost în Parlamentul European, știți foarte bine că acolo nu e putere și opoziție, da? Totul e o negociere colectivă. Deci dacă vrei să streci proiectul ăla de ce e, de directivă sau ce vrei, trebuie să negociezi cu celelalte grupuri. Indiscutabil. Asta e și aici. Deci dacă vrei să-ți tragă moțiunea... Asta facem. Discutăm. Da, dar numai bine întâi discutați și după aia anunțați ca să atunci să porniți motoarele comunicării. Nu, cred că așa este... Momentul de pot față... Pot să vă ajut și eu cu matematica... niște informații. Există 7 lideri ai Partidului Social Democrat în momentul de față. 7 lideri importanți care sunt care în opoziție voturi. Fățișă față de Dragnea și care au voturi. Bădălău de la Giurgiu, Suțuianu de la Dâmbovița, Dumitru Buzatu de la Vaslui, Marian Oprișan de la Vrancea, București, care are vreo Gabriela Firea, pot să vă mai dau, Gabriela Firea. Eu de ce spuneam că trebuie să ne așezăm foarte serios, cum spuneam, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu de la Timiș. În momentul de față, aritmetica parlamentară arată foarte clar că nu putem să trecem nicio moțiune decât cu voturi de la PSD. Așa că înainte să aruncăm moțiuni pe piață, să spunem, domnule, toată lumea știe, tot și poporul, 90% din oameni vor ca PSD-ul să plece. Dar se uită la noi și o să spună, domnule, iar ați încercat, n-ați reușit, deci nu sunteți o alternativă. Deci înainte să aruncăm, de asta spun, eu cred că în septembrie trebuie depus o moțiune de cenzură, nu mâine, dar în septembrie trebuie depusă. Dar înainte să vorbim despre asta, ar trebui totuși să convingem niște oameni de la PSD și nu cred că îi convingem spunând că pleacă doamna Dăncilă și vine domnul Orban sau X sau Y.
decât dacă reușim să-i prezentăm un program în care să spunem că parte din PSD, dacă nu un alt PSD, va trebui să fie în continuare la guvernare. Trebuie să admitem chestiunea asta, că nu se poate altfel. Asta înseamnă negociere, să le dai ceva. Și abia după ce vom face lucrurile indiscutabil, acestea, dar ținta majoră la ora actuală pentru toți este Liviu Dragnea. Liviu Dragnea are zile numărate în momentul în care Dăncilă pleacă din guvern. Vrem să înțelegem lucrurile astea bine. Noi am venit cu o propunere. Am spus că e momentul pentru cele două motive, 10 august și pesta porcină, să depunem Tomar, toată dacă opoziția. Dacă vorbiți în sloganul... Mai nu bine, e slogan. E o realitate. Da, dar vorbiți în sloganul. Nu. Deci domnul Daniel Constantin are dreptate. Haideți întâi, vă zic eu așa, nu faceți neapărat ca mine. Întâi strângeți voturile, negociați cu echipa dizidentă din PSD, dați-le ceva și după anunțați marele tăvăluc din domnul septembrie. Domnul Bodu, deci eu cred și mă pricep un pic la politică, că dacă opoziția unită ar da acest semnal că este pregătită să depună o moțiune, cei care la ora actuală sunt în război deschis public cu Liviu Dragnea au două opțiuni. Fie stau în bancă și dispar, fie vin și o trimit pe Viorica Dăncilă. Da, într-adevăr, sunt două variante. Este o realitate politică. Ei să accepte moțiunea și Ștefănescu, cu Partidul Social Democrat, să fie prezentă și puterea în dezbatere. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, invitaților și celor care ne urmăresc. Mai aveți bani de pensii și salarii? Teodorovici spune că luna septembrie rămâne neacoperită pentru că Iohannis nu a trecut rectificarea bugetară în CSAT. Să știți că nimeni nu se aștepta astăzi, pe unic în istoria României, post decembrie, ca președintele să se ridice de la ședința CSAT și să se vorbește despre rectificare și să plece. Conform legii, ședința încă durează. În CSAT trebuie să fie un aviz pozitiv sau negativ. Nu există să suspendăm ședința. E doar Iohannis putea să facă așa ceva. În orice caz, problemele sunt destul de serioase și, după cum bine știți, în urmare acestei rectificări, se întâmplă niște lucruri pozitive pentru țară. Domnul Iohannis știa lucrul ăsta. Pur și simplu știa că această rectificare și acest aviz, pozitiv sau negativ, dă permisiunea guvernului să continue mai departe treaba, chiar dacă avizul era negativ. Mă rog, nu știu dacă știți, dar rectificarea pozitivă, noi aveam niște plăți de făcut suplimentare în această perioadă și este foarte important ca românii să cunoască lucrurile. Ce plăți? Astea. La ce vă referiți? Păi, în primul rând, pe rectificare intrau așa, câteva zeci de mii de pensionari care nu pot beneficia de prevederile noi, deci votate, și erau legate de condițiile speciale de muncă. Erau câteva mii de mame și de copii, în plus față de numărul pe care îl estimaseră noi la începutul anului, care nu vor putea beneficia de indemnizație de creștere a copilului sau de reinserție în câmpul muncii. Pentru că la începutul anului niciun guvern din lume, din Europa, nu știe câți copii se vor naște. Acum, la rectificarea asta, cei care s-au născut și mamelor vor primi un supliment. Mai mult, prin ceea ce a făcut Iohannis astăzi, a blocat despăgubirile pentru fermierii care au fost afectați de pesta porcină, plus, așa cum s-a discutat în cexul nostru de la Neptun, ideea lui Mihai Tudose și altora, să fie despăgubiți inclusiv cei care le vor fi afectate locurile de muncă din zonele în care trebuie strămutate aceste ferme. Iarăși, este afectată toată suplimentarea bugetară de vreo 38-40 de milioane pentru bolnavii de HIV-SIDA și Programul Național de Prevenire și Control al Tuberculozei, care a avut... Deci numai nenorociri, ne spuneți. Și asta este vina lui Iohannis? Asta înseamnă lipsa vizei în CSAT. Păi și nu puteți face plățile astea fără avizul ăsta al CSAT-ului? Încă o dată, domnul Mărăc, să înțelegeți. Deci, ce vă spun este suplimentar. Ca să faci plățile astea suplimentar, deci noi avem un program, de exemplu, pentru tratarea românilor în străinătate, pentru anumite afecțiuni care nu pot fi date în România. Noi am făcut un supliment pentru cei care... Domnule, aveți bani în conturi? Domnule, aveți bani în conturi? Dați banii la oameni, dacă îi aveți. Eu vorbesc de altceva. Toate pensiile, salariile se vor plăti. Eu vă spun de lucruri suplimentare. Am înțeles. De exemplu, în mod suplimentar am alocat o sumă
pentru mentenanța, pentru elicopterele SMUR. Eu cred că de elicopterele SMUR are nevoie România, nu? Păi da, domnul Ștefănescu, da. Deci fără hârtia asta de la CSAT, avizul ăsta pozitiv sau negativ, whatever, nu contează, fără hârtia nu puteți da suplimentele astea, asta ne spuneți. Da, da, dar banii aveți să dați suplimentele astea? Păi dacă sunt în plus și noi spunem, domnule, dăm în plus pentru elicopterele SMUR, dăm în plus pentru nu știu câți românii care trebuie să trateze în sănătate. Domnule, dacă aveți banii, dați-i, păi nu puteți să... Ignorați chestia asta cu CSAT-ul și dați banii, suplimentele astea păi de care spuneți. Păi nu, nu e legal, încearcă juriștii mâine și dăm de guvern, se va... Ei, și ce o să vă fac? O să vă facă niște dosare penale. Asta e viața. Dați banii la oameni, că sunteți partid social-democrat. Fiți curajoși. Nu? Mănătire. Dacă m-ați sunat din subiect să facem bășcărie, eu pot să închid. Eu v-am spus lucrurile cum stau cât de serios. Deci, eu am să vă dau dumneavoastră 100 de lei ca să faceți niște lucruri. La bugetul suplimentat pot să vă dau 135 de lei. Aia 35 de lei îmi spuneți, domnule, am nevoie să cumpăr și medicamente și aspirină, trebuie să plătesc și apa și nu știu ce. Ok, o să ți dau. Dar nu pot să ți dau, pentru că știți la CSAT, domnul președinte Iohannis se ridică din ședință caz unic în Europa și în lume și România așa ceva, că mai România se plătesc lucruri de genul ăsta. Și atunci tot acest supliment pentru români, românii nu pot beneficia de suplimentul ăsta că nu am o viză. O secundă să un auzim și... Trebuie asta. Rămâneți cu noi să văd și eu poziția PNL-ului. Domnule Pișcă. Domnule, eu v-am spus, lucrurile sunt din punctul meu de vedere foarte clar. E corect ce spune Codin Ștefănescu? Deci, nu pot da suplimentele astea din cauza acestui aviz pozitiv sau negativ? Nu, deci știu ce trecând peste faptul că dacă vrei să faci o rectificare bugetară și e nevoie de elicoptere alea de la SMUR, doamna ministru Vasilescu ne explica acum o oră că a crescut natalitatea, că sunt mai multe, citesc, mămici și copii mici. Așa s-a exprimat și că asta din cauza asta trebuie să aducem bani mai mulți. Bun. Ei, dacă asta era problema, lucrurile se rezolvau foarte simplu, pentru că nici unul în legea, nici a bugetului, nici a responsabilității fiscale bugetare nu se spune cum trebuie să arate această ordonanță. Se putea da o ordonanță de rectificare punctuală dacă era vorba de asta. Pentru că dacă toți sunt bani în plus, dacă după ce președintele a lăsat 2-3 săptămâni celor de la guvern, să stea cu picioarele în apă rece, să-și dea seama ce fac. Și și-au dat seama că la servicii trebuie să dea bani mai mult. Și-au dat la toate serviciile bani mai mult, mai puțin la serii. Cred că dacă se chinuie mai mult, o să realizeze până la capăt că banii de la servicii nu sunt de salarii și de pensii. Sunt pentru misiuni pe un plan operativ în care și doamna prim-ministru este prim-ministru. Ați văzut, domnule Codin Ștefănescu, vicepreședintele CSAT-ului, deci asta ia, domnule, banii la servicii. Știe pe ce merg banii ăia. Deci asta ia banii la servicii, domnul Codin Ștefănescu. Puneți în pericol România. Domnul Mănăstire, un guvern politic decide când are o rectificare de făcut, cum o face. De exemplu, un guvern poate să taie de la apărare, să dea la sănătate. Poate să taie de la educație, să dea pentru transporturi, pentru unul sau invers. Poate facă mai multe școli și spitale decât nu știu ce. Noi avem un program, ca să înțeleagă și domnul Prișcă, în felul următor. În banii care am prognozat noi și care avem, putem să reparăm 10 elicoptere smurt și să mai cumpărăm unul în plus. La banii în plus care avem, în loc să reparăm 10 elicoptere, putem repara 11 și mai luăm în loc de un elicopter în plus încă unul, deci o să avem două. Tot ce e în plus, elicopterul în plus de reparat și elicopterul în plus de cumpărat în interesul oamenilor, nu putem să facem, deși avem banii, pentru că domnul Iohannis astăzi s-a ridicat de la masă fără să dea nici negativ, nici pozitiv și și-a bătut joc la națiune întreagă. De ce prostiți oamenii? Pentru că nu vă asumați bugetele astea și de la servicii și de la toate instituțiile. Au fost propuse de dumneavoastră, pentru că legea bugetului a fost asumată de guvern în decembrie. Adică nu trebuie să prostiți oamenii, să le spuneți că le luați 11 elicoptere, ca să folosesc metafora dumneavoastră, și acum spuneți că le luați doar 5. Și cu alea 6 treaba lor ce fac. Ca să înțeleagă domnul Prișcă, care, ca și tot PNL, este apărătorul serviciilor și statului. Păi, vă explic simplu. În loc să dăm la servicii, pe banii care am tăiat de la servicii, facem în plus niște spitale, grădinițe, școli și elicoptere suplimentare. Încă niște elicoptere. Încă niște elicoptere. Domnul Mănăstire, dezbaterea se duce din nou în zona asta politică, pro și contra putere. Eu aș vrea să vă spun doar câteva chestiuni tehnice, pentru că mi se pare că adevărul e undeva la mijloc. Și domnul Codrin Ștefănescu are dreptate, spunând, domne, sunt cheltuieli pe care le angajăm acum, linii noi de finanțare pentru care avem
în cazul mămicilor, acolo îi dau perfectă dreptate, în cazul peștei porcine îi dau perfectă dreptate. Dar există însă, numai puțin, două secunde. Nu v-am întâlnit, domnule, încă o dată. Haideți să fim construiți ca să înțeleagă cei care ne privesc. Pe de altă parte însă, când vorbim, și aici cred că știți și domnul Ștefănescu, când vorbim de mentenanță sau de cumpărare chiar de elicoptere, cred că sunt suficiente creditele bugetare, pe care sunt convins că ministerele le au. Doar dacă sunt cheltuieli care au fost făcute pe credite bugetare în primul semestru și e nevoie să facă plățile, au nevoie de finanțare efectivă prin rectificarea bugetară. Deci adevărul este undeva la mijloc. Pe de altă parte, pe pesta porcină, e adevărat că oamenii trebuie să-și primească cât mai repede banii. Păcat că trebuie să plătim de la bugetul de stat, dar dacă vă uitați pe dosare, o să vedeți că undeva la 5% din dosarele care au fost întocmite până în momentul de față sunt procesate. Deci eu cred așa, că rectificarea, ca și concluzie, trebuie făcută, într-adevăr, cât mai repede, dar nu cred că sunt lucruri care ard de azi pe mâine, astfel încât să începem să aruncăm într-o parte sau alta. Sigur, opțiunea vis-a-vis de serviciu, opțiune politică, a explicat-o foarte bine, care ține de fiecare guvern. Dacă ea însă încalcă hotărârile CSAT, ce veți face mai departe, domnule Codin Ștefănescu? Ce faceți la guvern? Cu amendamentul ce spunea domnul Daniel Constantin, care știe ce vorbește, evident că a fost ministru și se pricepe. Explica să înțeleagă domnul Constantin, să înțeleagă românii. Domnul Constantin, în momentul de față, la banii suplimentari care avem, am angajat câteva sute de proiecte de dezvoltare locală, cum ar fi drumuri județene, comunale, străzi, alimentări cu apă, canalizări, școli, toate în pachet, că v-ați făcut jurează de lucrul ăsta, cu contracte externe, deci prin fondul european, care pe tranșa 6 ne aduce nouă acum 1,2 miliarde în plus pe banii care îi dăm noi plus europenii pentru aceste, construcții, pentru aceste acțiuni de investiții pe care am le facem. Am înțeles, domnule Ștefănescu, și ce veți face? Dar ce faceți dacă Iohannis nu dă avizul? Imediat termin. Ieri blocând în mod nefiresc și halucinant ședința CSAT-ului astăzi, ne obligă pe noi să amânăm inclusiv preluarea banilor europeni. Adică nu e adevărat, nu e adevărat. Chiar domnul Codrin Ștefănescu, nu, nu, mergeți prea departe. Să știți că dacă oamenii nu-și primesc banii și oamenii așteaptă să plece la tratament în momentul de față, este pentru că dumneavoastră ați întins un joc periculos pe un buget pe care îl puteați rectifica și fără a discuta despre subiectele respective. Aveți suficient. V-am ascultat cu multă atenție, domnul. Unul face cot-cotac. Eu m-am referit acum și i-am răspuns domnului ministru Daniel Constantin, care chiar știe meserie. Noi să v-ați îmbăgat în discuția noastră fiind pe altă temă, nici habar n-am despre ce vorbiți. Nu, dumneavoastră sunteți un politruc care duce discuția într-o zonă care nu are nimic în comun cu realitatea. Dacă pensiile nu se plătesc... Sunt este securist, dar asta mai bine politruc ca mine decât un securistoid, adică zic eu, părerea mea. N-am stat eu cu statul paralel, domnul. N-am stat eu. Voi ați stat, ăștia din PSD. Ați băut șprițuri, ați mâncat, acum luptați cu ei. Deci, păi nu, dar să terminăm cu jignirile, sunt așa, saguroase, în linia cunoscută, dar e o realitate. PSD-ul este de vină. Domnule Ștefănescu, ultima întrebare. Ca să închid. Mâine, în ședința de guvern, se va lua o decizie în sensul ăsta. Vedem care și decizia legală. Vă dați seama că noi trebuie să mergem mai departe cu programele astea pe bani suplimentari care sunt, pentru că oamenii și-au plătit taxele și impozitele, așteaptă lucruri suplimentari făcute, cu siguranță nu o să ne oprim aici. Rămâne însă problema esențială, care deja e fată și presa internațională. Acum, nu pot să zic public că Ionas Tani sabotează România, că se vede lucrul ăsta. Păi PSD-ul face asta. Pentru că s-au tăiat banii lui din zborul și bonusul ăsta prezidențială. Iohannis este hotărât să blocheze tot. Culmea este că ridicându-se de la masă și însă CSAT, conform legii, întreba juriștii, ședința continuă. Că nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. O ședință trebuie să se închidă cu un aviz. Pozitiv, negativ, da sau nu. Nu se închide prin suspendare. Ea, practic, constituțional, funcționează și la ora când faceți această emisiune. Dom'le, suspendați pe Iohannis, asta e intenționat. Ce faceți? Că nu aveți pârghii. Ce pârghii aveți? Dacă Iohannis nu vrea, nu vrea. Ce o să faceți? O să vedeți că avem pârghii și este foarte important ca România și românii să vadă cum își bate joc pe șirii. Nu le aveți, dar nu vreți să le spuneți. Domnul Ștefănescu, ne confirmați o informație pe surse din seara asta? Domnul Eugen Nicolice este nou secretar general al Guvernului?
nu vă confirm așa ceva. Dar de ce nu confirmați? Ce este secret de stat? Nu vă confirm, nu vă confirm. Dar infirmați informația? V-am explicat care e situația cu șirul acestea. Nu e corectă informația? Haideți așteptați până mâine acest de guvern să o găsim noi toate soluțiile până la urmă. A, adevărat. Da. Deci ne-ați confirmat indirect, cum se spune. Luăm o scurtă pauză comercială. Directorul SRI, fostul director George Maior, audiat la Comisia de Control SRI. Sunt atâtea războaie, atâtea incendii în România, încât nu știi unde să te uiți. Și marea mea problemă și marea mea temere, dragii mei telespectatori, este că oamenii ăștia poartă războaiele folosind instituțiile statului și asta duce la prăbușirea țării. Scurtă pauză și revenim. Fostul director SRI George Maior a fost audiat la Comisia de Control SRI. Cei de la PSD îl suspectează pe Maior, fost lider PSD, fost senator PSD, că își bagă nasul în partid, în politica dâmbovițeană, în calitatea lui de diplomat. George Maior a făcut niște declarații extrem de interesante și astăzi, dar și ieri. A spus așa, parafrazez, Maior, că dacă mă apuc să vorbesc, mulți o să fie supărați. Haideți să vedem pe George Maior, că n-am înțeles exact ce a fost întrebat sau ce a vrut să afle cei de la comisie astăzi. În ceea ce privește declarația pe care am făcut-o, bineînțeles că mi-o mențin. Ea este concordantă cu realitatea, este concordantă cu ceea ce practic a declarat și guvernul american. Am spus un adevăr. Consider că am lucrat în interesul național. Nu înțeleg cum poate cineva să afirme că am interferat cumva în politica americană când este vorba de o persoană privată. Nu am văzut nici cel mai mic gest, atitudine sau declarație din partea americană care să confirme acest lucru. Dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcție și văd că există, acesta este determinat de rațiuni politice. Da, președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, îl suspectează pe Maior că a mințit Comisia. Că a mințit Comisia și că va face un raport ca să fie sancționat domnul Maior. Domnule Daniel Constantin, ce e povestea asta? De ce vor să-l extragă pe Maior de la Washington? Că și Tăricianu și Dragnei li s-au cășunat pe Maior. Cu ce a greșit? Dacă Maior? Cineva a greșit sau a semnat acte ilegale, sigur că acea persoană trebuie să plătească. Însă mie îmi pare ce că această comisie... ilegale? Nu, s-au discutat mult de protocoale. A, deocamdată protocoale, nu s-au dovedit într-un fel sau altul. Dar mie mi se pare că această comisie are un scop vădit politic. Pentru că nu întreabă decât anumite aspecte. N-am văzut să pună și întrebări care sunt defavorabile puterii. De exemplu, m-aș fi așteptat astăzi, ca după dezvăluirea domnului Dragnea din weekend, care a spus că doamna, mâna dreaptă a domnului Tăricianu a semnat un protocol cu parchetul, să întrebe și de chestiunea asta, să ia în discuție și chestiunea asta. Știți că cel mai mult comisia respectivă și domnul Dragnea, domnul Tăricianu mai ales, îl acuză pe domnul Maior de faptul că a semnat protocoale în care se constituie echipe mixte. Același lucru există în protocolul semnat anul acesta de doamna Grațiela Gavrilescu cu parchetul, în care se spune foarte clar se constituie echipe mixte formate din angajații Ministerului Mediului. Și ce echipe și să facă ea de la mediu, ea de la mediu cu ea de la SRI? Să vâneze concentrația de carbon, monoxid de carbon prin atmosferă? Ce, nu înțeleg. Stau prin metro. Prin metrou, da? SRI-știi cu umblă cu alea, cu de calculat. Vedeți, aici este dubla măsură. Pe de o parte ataci comisiile mixte, pe de altă parte validezi ca președinte al ALDE, nu, și al Senatului, ca un membru al tău, mâna dreaptă, vicepremierul Guvernului României, să semneze astfel de echipe mixte, mai mult decât atât, sub coordonarea procurorilor. Este un protocol, ne-a avertizat domnul Dragnea, pe site-ul parchetului României, pe site-ul Ministerului Domnul Public. Mănăstiri, pentru a ține ocupat spațiul public cu tot felul de teme, PSD-ul e în stare să inventeze în fiecare zi cât un subiect nou. Ba a chemat un ambasador, ba a dat explicații de din 10 august până în prezent, zi de zi au încercat să creeze noi subiecte false. Problema fundamentală rămâne.
De ce guvernul a plecat în vacanță pe 10 august, premeditat? Cine a trimis provocatorii în piață? De ce ministrul de interne, la o lună după ce a mințit public, ba că a fost procuror pe acolo, ba că i-a aflat la televizor, ba că prefectul a semnat la ora 20, prefectul ne spune că a semnat pe 11, deci după ora 12, pentru a ascunde o chestie extrem de gravă, când împotriva populației civile libere, forțele de ordine, la ordinul guvernului, la ordinul ministrului de interne, au intrat peste populație și au lovit fără milă populații nevinovate, cetățeni străini. Pentru a astupa această mineriadă a lui Dragnea, sunt în stare să-l aducă și pe papa să-l invite la audieri. Asta este PSD-ul la ora actuală. Inventează subiecte de discuție cu președintele în CSAT. Sunt instituții care au o tradiție în a comunica ce chestii de bugete. Apropo, opoziția, după pauză vreau să vă spun de pe raport. Opoziția a reușit, se pare, Gabriela Firea, sau reușește de 4 zile, să îngroape, practic, guvernul și guvernarea PSD. Firea vorbește explicit despre faptul că ministrul de interne, Carmen Dan, a fost în capul represiunii din 10 august. Scurtă pauză și revenim cu subiectul ăsta.